Vocea Basarabiei, Valentina Ursu, a venit în vizită aici la Ungheni și discutăm cu cetățenii despre cât de pregătiți sunt ca să treacă cu bine peste această iarnă. M-am pregătit, că eu în tot anul și mă pregătesc și mă coastă, în tot anul mă coastă 10.000, că sunt ca 60 de metri. În fiecare an, jantră cu ăsta și alantan și nu m-am jăluit la nimic și mi-am făcut, m-am gândit de primăvara să-mi cumpăr lemne, mai cumpăram și cărbuni, dar anul ăsta n-a să ieșim de la cărbuni. Și nu o să cumpărați cărbuni? Cărbuni n-a să, dar până 10.000 nu ieșim. Dar cum credeți că poate fi depășită această criză energetică în Republica Moldova? Țara a fost dependentă de resursele energetice din Rusia. A fost, dar dacă erau anii 3, din 90, perioadă de ruși, și nu că am spate alternativă, ar fi și altfel, dar și ei au șezut 30 de ani și aș roagă pe Putin să le deie, să le deie degeaba și Putin își bagi joc de oameni, ce e de-a lui și de-a noștri. Și opoziția, cere politicienii din opoziție, cer ca Maia Sandu să meargă la Moscova să discute cu Vladimir Putin. N-are și că stai la Moscova și lui Putin a să-i șară că să-i armata 14 aici, una așa parte zic că greu de șeia, a să-i pui condiții că dacă vrei ieftin, cum este, deșovă-i sâr, mășălovchi, apășa și duci și șeară. Și el ieftin ca să spui că îți plăcești mai scump decât cum te frizezi de aia. Bine, dar cetățenii sunt gata să facă ei economii, să... O să facă din nevoie, că e până de viața lor, anii 2000, bai de capul lor era, încă mai rău era. Și văd că ieși din situație, așa mor să facă. Dar vedeți că... Mai hămă e câte o leagă, dar să se fac proteste în proteste inima Chișinăului? Proteste fac hoții, niște care au furat până amuia, ei fac proteste, îi duc la proști, dă 300 de lei acolo, că îi dă, și el ies strig acolo, el nu știe cum se strigă. Dar credeți că va fi ușor de găsit alternative pentru importul resurselor energetice? O să găsească. Dacă era, cum am spus, dacă era guvernarea asta din 2000, din 92, până avem să iei în bine. Dar dacă am avut deșal care roșca, bătea pumnul în chep, nu m-a furat, mai era Rusinski, și-a avut Boronin, și-a avut Dudon, și tăți aici au curat și noi ne râdem, ne duci Uniunea Europeană, ne duci Uniunea Europeană, dar noi ne râdem și bucuroși că ne duci, mai era celălalt un hoț, că ne pune aici ea ca să ne facă, și-a fost plăcat nu cu un alt hoț și noi tot bucuroși ca să ne duc, ca să ne duc, ca așa, așa, așa a rămas. Și acum drumul cel corect care ar fi pe care să se îndrepte Republica Moldova? Cum a pornit aici, te lasă-i smart mai departe. Unde să meargă? În partea Europei, că eu am copii în Europa și trăiesc altfel în Europa. Dar trebuie să fie și un consens în societate, ca toată lumea să dorească același lucru, dar societatea e dezbinată. La lumea uleacă și spui proastă, faci super, dar lumea uleacă nu gândește la cap. Eu vreau într-o an să fac să... Tot bogăția vine într-o an. În 30 de ani s-o furat, dar într-o an trebuie să... Davai, hai, într-o an nu s-o pic. Cât să faci într-o anul? Casa nu, nici o casă nu faci într-o anul. Dar acum se insistă mult că pe nevoia promovării reformelor. Pentru dumneavoastră, care reformă e mai importantă? Nu știu, reformă e în ceea. Uite cum e reforma așa, când s-au făcut pensiile când s-au făcut, apoi s-au calculat anii 90-96, dar eu aveam atunci 70 de lei de fiecare primii lei. Care 70, și nu calcula dintre acei 70 de lei, dar eu trebuie să fac un coeficient ca să calculez de-am pe vremea asta, dar nu de ce. De asta nu a ieșit cu pensii micele. De a amuie prețul luna, dar atunci în 96, când a ieșit eu la aici, a fost găsit lucrările, pe ce? Dar dumneavoastră, vă este clar de ce cresc prețurile, tarifele? Prețul nu? Normale prețurile, că eu sucrez un om la țară, cu toate ziua așa cu sapa mână cu o dată cu alta și vii să iei degeaba. Vii tot așa, că în anii 2000 era 500 de bași în Corea și am rămas 10 bași. Nu trebuie, eu mă la piață să-mi cumpăr. Erau psinii de oi. A, nu trebuie mai 200. Eu mă la piață să-mi cumpăr, chestii brânzi, mie trebuie să mă mânjesc. Și cum vedeți viitorul Republicii Moldova? O să pui și eu. Dacă nu o să pui de lucru, nu o să aștept să-i dei la birjă, să așa de să-i chem la birjă și mai mare ca pensia mea prinies la birjă. Peste 5 ani, cum vedeți și fac dezvoltarea țării? O să fac treabă. Eu așa trag, nădejde că o să fac treabă. Și cu cine am discutat, cum vă zice? Cum mă cheamă? George Coșorban, cum cheamă. Mulțumim frumos pentru discuție, o zi frumoasă în continuare. Nu, mulțumesc, mă duc să-mi cum.